tema celei de-a 50-a convenție a românilor evanghelici din Statele Unite și Canada este unitatea creștină. De asemenea, anul acesta este într-un alt fel special și unic pentru că sărbătorim ca români 100 de ani de la Marea Unire. Nu de la formarea României, pentru că România există de mult, ne va spune cineva astăzi. Și de când a fost ea recunoscută ca fiind una. Iată de ce, în această dimineață, suntem foarte onorați și foarte bucuroși să avem cu noi un om al lui Dumnezeu, un om învățat, un cărturar, care calcă astăzi pe urmele marelui istoric Nicolae Iorga. Nicolae Iorga a venit în Statele Unite la începutul secolului trecut, prin anii 30, a fost pe coasta de est, apoi a venit și în Los Angeles, a fost pe aici și n-a dorit altceva decât să viziteze universități și să se întâlnească cu români. A vrut să lege un pod, să construiască un pod între diaspora și România. Și a încurajat pe români să nu uite că sunt români și să nu uite țara lor și ce a pus Dumnezeu în ei. Astăzi vom avea onoarea și bucuria să îl avem cu noi și să-l auzim pe domnul academician profesor dr. Ioan Aurel Pop. Din 2012, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar din 2018, președintele Academiei Române. Este aici împreună cu distinsa doamnă, cu soția dânsului, cu doamna Amelia Pop, de asemenea profesoară, dascăl în Cluj, dascăl de matematici, și le spunem amândurora bun venit și avem cinstea și bucuria să îl ascultăm pe marele istoric, pe domnul Pop de data aceasta, care nu doar că este profesor de istorie și academician și președinte și toate cele, și m-a rugat să fiu extrem de scurt în prezentarea mea, pentru că timpul este oricum foarte limitat, dar este de 9 ori doctor honoris causa de la universități din țară și din străinătate, este membru al academiilor din Franța, Italia, Austria, distins cu multe, multe numeroase premii, autor și coautor a peste 60 de cărți și peste 500 de articole și materiale de studiu. Avem deci bucuria să-l ascultăm. Haideți să ne deschidem inima și să ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvânteze. Și să... Iubiți frații într-o credință creștină și iubiți frați într-un neam românesc, mai întâi sunt dator să vă aduc mulțumiri pentru că m-ați invitat la această sărbătoare a dumneavoastră și mulțumiri speciale domnului reverend Ovidiu Druhora, care a fost de 2 ori la Cluj, la universitate, nu ca să mă convingă, dar să-mi explice ce jubileu deosebit aveți în acest an la Pasadena. De asemenea, îmi îngădui să vă aduc salutări din țară, din țara mamă, pentru că lumea a aflat că voi veni și mulți și de la Cluj și de la București și de la Oradea și de la Constanța și de la Timișoara și Craiova până la Iași, că de fapt de la Iași vin aici la dumneavoastră, mi-au spus să vă aduc gânduri de bine și mai ales gânduri de iubire și de bunătate, între ei aflându-se și profesorul Ioan Pănican, care mi-a spus să vă aduc un mesaj de iubire și de unitate. De asemenea, îmi îngădui să vă aduc aceste salutări în limba română. Chiar dacă poate unii tineri, copii și nepoți ai dumneavoastră, au dificultăți în a înțelege această limbă, ceea ce e firesc. Am aflat însă că nu e adevărat, că și copilașii vorbesc românește
ceea ce este frumos și înălțător, pentru că în 31 august a fost Ziua Limbii Române. Suntem singurul neam care prin ramura noastră din Basarabia avem o sărbătoare a limbii, Ziua Limbii Române. Acum se sărbătorește și în România și s-a întâmplat la 31 august. Este limba aceea ca o comoară din adâncuri revărsată, un șirac de piatră rară pe moșie revărsată. Și prin asta îi salut și pe frații din Basarabia care sunt aici cu noi și ai căror strămoși în urmă cu 100 de ani au făcut unirea. Ziceam că vreau să aduc un mesaj de iubire și de bunătate, cu toate că laicii ne învață că o țară se clădește în primul rând pe adevăr și pe dreptate. Eu sunt de acord că o țară poate exista o vreme, dacă e clădită pe adevăr și pe dreptate, dar fără iubire și fără bunătate, se sfarmă și se risipește cu vremea. Și eu vreau să cred că în alcătuirea țării noastre este și o fărâmă de iubire și și o fărâmă de bunătate. Ieri am fost impresionat, uitându-mă la televizor, la ceremonia tristă a trecerii la cele veșnice a senatorului McCain. Și acolo am remarcat pe fiica lui, care a vorbit despre mărirea Americii. Și a zis că America a fost mare, e mare și va fi mare, și că n-are nevoie de o mărire în plus. Eu ca istoric vă spun că sunt într-adevăr țări mari ca suprafață și teritoriu și mici ca suprafață și teritoriu, dar niciuna dintre ele nu-i menită să existe etern, pentru că știți mai bine decât mine, doar Dumnezeu e veșnic. Deci credința că o țară e mare și rămâne mare în grandoarea ei presupune, după părerea mea, o stare de veghe. O țară se construiește și se reconstruiește mereu prin oamenii care o țin, care o mențin și care, dacă sunt înțelepți, o pot face să înflorească. Țara noastră s-a întregit acum 100 de ani. Dacă dumneavoastră aveți aici jubileu, adică 50 de ani, de la prima convenție penticostală românească din Statele Unite sau din continentul nord-american, în țară noi avem un centenar. Nu de la formarea României, că țările românești sunt de 1000 de ani, dar de la întregirea țării numite România. Prin limbă, noi avem țara în suflet. Și poate că nici nu era nevoie să ne-o construiască cineva. Mihail Cogălnicianu, în urmă cu foarte, foarte mulți ani, la 1843 la Iași, când s-a deschis cursul de istorie națională la Academia Mihăileană, a spus că el numește patrie toată acea întindere de loc pe care se vorbește românește. Prin urmare, noi strânși aici și vorbind cu toții românește, am creat o patrie mică, o țară românească mică și nu putem să nu ne gândim la cea mare, fără de care poate că n-am fi reușit să fim nici noi astăzi aici. Cum s-a construit această țară? S-a construit ca toate țările de pe pământ. Astăzi, în Organizația Națiunilor Unite, sunt peste 200 de state membre. România e una dintre ele. Noi zicem de multe ori mică și necăjită și câteodată răvășită de vrajbă.
chiar așa mică nu este. Știți că în Uniunea Europeană sunt 27 de țări acum după Brexit, care nu s-a pronunțat. România, ca populație, e a șasea. După Germania, Franța, Italia, Spania și Polonia. Românii sunt cel mai numeros popor din sud-estul Europei și astăzi, chiar dacă nu mai prea nasc fii și fiice, cel mai numeros popor din sud-estul Europei, singurul popor care vorbește o limbă neolatină, care seamănă nu cu bulgara, cu rusa sau cu sârbo-croata, ci mai mult cu italiana, cu spaniola, cu portugheza, cu franceza. De ce sunt peste 2 milioane de români în Italia și Franța? Că n-au nevoie să depună eforturi prea mari ca să învețe limba. Să duc acolo să muncească, aud bona sera, știu că-i bună sara și alte câte lucruri nu le înțeleg mai bine. În general sunt oameni necăjiți, cu carte puțină, care se duc cu gândul că poate s-or întoarce cândva la Dunăre și la Carpați. Ceea ce cred că nu-i puțin lucru și ceea ce ne poate păstra încă speranța. Vreau să vă spun, ca să înțelegeți ce s-a petrecut la 918, câteva cuvinte ale unui mare filozof trecut de mult în lumea dreptilor, îl chema Dede Roșca. A fost prieten cu Blaga și profesor la Universitatea Națională a Daciei Superioare de la Cluj. Citez. Înainte de adunarea de la Alba Iulie, am trăit câteva clipe de neuitat la Viena. Eram student la Universitatea din Viena și se rupsese frontul de sud, așa că într-o bună zi, era prin octombrie 918, m-am trezit dimineața în acordurile marșului nostru patriotic Deșteaptă-te române, pe care l-am ascultat acum ca imn. Eram dezorientat și nu-mi venea să cred că acest lucru se petrecea în Viena, pe Ringstrasse. Nu era un vis, ci era o realitate. Îl cântau soldații noștri ardeleni veniți de pe frontul din Italia și însărcinați, culmea ironiei, cu liniștea și ordinea din capitala habsburgică. Împreună cu Blaga, care își amintește acest moment, am împachetat lucrurile repede și am fugit la țar, la gară, ca să prindem un tren pentru a reveni acasă. Am și reușit după oarecare căutare, în fine ajuns acasă, ca să fie ordine s-au făcut gărzi naționale românești. Din Garda Națională a Comunei Săliște am făcut și eu parte și am servit o lună de zile cu titlul de soldat. Ninja. Era zăpadă mare. Nu eram sigur că linia ferată care lega Săliștea de Alba Iulia nu e înzăpezită, dar spre marele nostru noroc n-a fost înzăpezită și trenul s-a umplut. Eram 6 sau 7 vagoane cu săten numai din Săliște. Însuflețirea era mare la Alba Iulia. Se construiseră mici tribune pe câmpul de exerciții și oratorii explicau poporului acei oameni chemați punctele adunării. E greu de descris o zi atât de hotărătoare în istoria poporului român. Toți consătenii mei din Săliște au venit în haine de sărbătoare, până și cumnatul meu, care nu era de pe acolo și n-avea haine săliștene, a umblat zile întregi până a găsit de împrumut și când s-a suit în locomotivă și conducea trenul, avea pălărie de Săliște și era încins la brâu cu șerpar. Trenul nostru intra în gări și pleca din gări cu Deșteaptă-te române. Asta e atmosfera pe care ne-o redă unul dintre cei mai mari filozofi ai noștri în legătură cu momentul 1918. Cum s-a ajuns la el? Un istoric ar zice că s-a ajuns foarte simplu. Țara noastră românească s-a făcut așa cum s-au făcut și alte țări, din țări mai mici, odată cu Germania, odată cu Italia,
odată cu Polonia, care pe la 1770-80-90 a fost ștearsă de pe harta Europei și i-au trebuit 150 de ani ca să renască. România s-a format, România modernă, ca să schematizăm, să simplificăm, prin trei etape importante. Una e 1859, pe care o cunoașteți cu toții, când în frunte un prinț homo novus, adică om nou, un self-made man, ca și Abraham Lincoln în Statele Unite, că erau contemporani, unind cele două țări sub sceptrul său, Țara Românească și Moldova, a făcut primul nucleu de Românie politică sau de Românie pusă pe hartă, cum îmi place mie să zic. Acest domn, fruntaș de la 1848, în 7 ani a făcut vreo 70 de reforme ca să modernizeze țara. Seamănă cu Lincoln din câteva puncte de vedere, pentru că sunteți români americani, vă reamintesc că odată o mare doamnă a romanului modern american, care avea cam 1,50 m înălțime, Harriet Beecher Stowe, care a scris Coliba unchiului Tom, a fost invitată la Casa Albă la sfârșitul războiului de secesiune, când se construia America modernă, care a fost în pericol să se destrame, să se deșire, să dispară ca America. Și acest mare om, Abraham Lincoln, a reușit să pună țara la un loc, cu sacrificii, cu regretele sudiștilor, cum știți, cu multe reproșuri, și a chemat-o pe această doamnă și i-ar fi spus: Doamnă, dumneavoastră, o femeie așa de mică, ați declanșat un război așa de mare. Și doamna i-a spus că nu ea l-a declanșat, că istoria, că ea a vrut să-i împace pe americanii de culoare cu ceilalți și să fie toți una, o națiune. Și ieșind, a fost întrebată ce impresie i-a făcut președintele Lincoln. Și ea a spus atunci o frază extraordinară pe care noi am uitat-o: Abraham Lincoln este unul dintre cei oameni rari care nici atunci când ajung mari nu încetează să fie bun. Abraham Lincoln e unul dintre cei oameni rari care nici atunci când ajung mari nu încetează să fie buni. Ceea ce arată pe ce baze s-a construit această națiune în care trăiți dumneavoastră. Acum, păstrând proporțiile, și noi am avut asemenea oameni. După Cuza a urmat Carol I-ul, principe dintr-o casă străină, care când a venit în România nu știa românește. A învățat cu răbdare și la sfârșit a devenit un patriot român, după 48 de ani de domnie. A doua etapă pe care el a făcut-o după Cuza e independența țării, obținerea și recunoașterea independenței printr-un război, în care au murit cam 60.000 de români pe câmpiile Bulgariei, ca să obținem independența absolută pe care ne-au recunoscut-o marile puteri. La scurtă vreme, în 1881, România s-a proclamat regat și și-a crescut rangul în Europa. Tot atunci, la 1878, s-a unit Dobrogea cu România, ceea ce strategic e un lucru foarte important, pentru că România devine țară maritimă și țările care au ieșire la mare se pot expanda, pot influența lumea. Toate țările care au creat colonii sunt țări cu ieșire la mare. În cazul României nu e cazul, dar măcar avea pe unde să respire țara, cum a zis un om de duh atunci când s-a unit Dobrogea. La scurtă vreme, inginerul Angel Salini a construit podul de la Cernavodă, care era al patrulea pod ca mărime din lume, la 1895. Și în fine vine acest moment, 1918, când s-au strâns românii, respectând regulile europene, să-și facă țara întregită. Unii zic România Mare, dar eu mă feresc să zic așa în străinătate, că dacă zic România Mare, unii înțeleg că e prea mare și poate le vine în gând să o micșoreze. Și atunci mai bine zic România Întregită. România Întregită s-a construit prin unirea Basarabiei. Basarabia e ultima care s-a desprins din trupul țării în 1812, cucerită de ruși,
Și e prima care a venit în trupul țării la 27 martie 1918 prin hotărârea sfatului țării de la Chișinău, în care erau majoritatea români, dar nu numai români. Erau și ruși, și ucrainieni, și evrei, și germani, care au votat cu toții. Unii s-au și opus, mai puțin. Dintre minorități, majoritatea s-au abținut. Dar pentru că românii erau majoritari, actul unirii a fost valid pentru că a respecta regulile democrației. Și la 27 martie s-a întâmplat asta și o delegație de basarabeni entuziaști s-a dus la Iași. Capitala țării era atunci la Iași, pentru că Bucureștiul era sub ocupație germană încă. Și regele Ferdinand i-a primit și a acceptat Basarabia în cadrul regatului României. La 28 noiembrie în același an s-a unit Bucovina, țara de sus a Moldovei, acolo unde erau gropnițele domnești, acolo unde odihnea Ștefan cel Mare la Putna și unde erau cele mai frumoase biserici pictate din lume, și în interior și în exterior. Cu vopsele de la 1500 făcute de meșteri zugravi, aproape analfabeți, care știau să-L slăvească lui Dumnezeu pictând Cartea Sfântă pe pereți pentru oameni care nu știau să scrie și să citească. Această parte a Moldovei în 1775, cu Cernăuțul, cu Storojinețul și cu Suceava, ajunsese sub stăpânirea Austriei, austriacă. Acum când s-a prăbușit Austria, venea în trupul țării. Și în fine, cel mai greu s-a unit Transilvania. Era cel mai devreme desprinsă de românitate, de vreo 1000 de ani, pentru că Transilvania n-a făcut parte niciodată dintr-o țară românească. Ea era românească prin majoritatea locuitorilor, dar conducătorii ei au fost totdeauna de altă limbă și de altă lege, cum se spunea atunci. Și ardelenii s-au adunat mai greu. Și astăzi, când se fac glume cu moldoveni, olteni, ardeleni, munteni, ardelenii ies rău, că sunt prezentați cam înceți la minte. Chiar dacă gândesc mai încet, însă, să știți că atunci când au gândit ceva, lucru-i ca și făcut. Și la 1 decembrie, prin voia celui preanalt, 1228 de delegați aleși, ca să respectăm principiile democratice, au votat în unanimitate în casina militară de pe platoul lui Horea din Alba Iulia, care se cheamă platoul romanilor de atunci, au votat unirea Transilvaniei cu România. Românii erau atunci 65-66% din populația Transilvaniei. Restul erau maghiari și germani. Prin hotărârea aceasta majoritară s-a îndeplinit și voia președintelui Woodrow Wilson al Statelor Unite, care în 8 ianuarie 1918 prezentase în Congres 14 puncte politice care urmau să refacă arhitectura Europei. Între aceste puncte ale președintelui Wilson ajunse la urechile românilor prin învățătorii, profesorii, preoții, pastorii lor, era unul extrem de important, dreptul popoarelor de a-și hotărâ singure soarta, care se numește în limbaj juridic principiul autodeterminării naționale. Cu alte cuvinte, ce au făcut românii în 1918 a fost și după voia lor și după principiile dreptului internațional. De aceea, marile puteri întrunite după război la Paris au hotărât să accepte deciziile poporului român și le-au trecut în tratatele de pace încheiate cu Austria, care a recunoscut unirea Bucovinei, cu Ungaria, care a trebuit să recunoască unirea Transilvaniei, cu Bulgaria, care a recunoscut că Dobrogea aparține României. Dobrogea toată era atunci a României, inclusiv Cadrilateru, adică până la Balcic, acolo unde Regina Maria, regina noastră de suflet, care se îmbrăca în costum național românesc, acolo unde Regina Maria avea un palat al ei, o casă de fapt de vacanță, și unde i-ar fi plăcut să-și doarmă somnul de veci.
După aia n-a mai fost parte a României Balcicu. Știți că în 40 a trebuit să-l cedăm Bulgariei și a rămas în Bulgaria cu două județe, Durostor și Caliacra. Da, Dumnezeu le-a rânduit pe toate și ne-am trezit în 918 o țară mare, cum nu putea visa nimeni, că orice român știa la începutul războiului, că dacă intrăm în alianță cu Germania și Austro-Ungaria, atunci nu putem primi Transilvania și Bucovina, că doar nu o să-i ceri unor prieteni cu care ai luptat împreună și ai câștigat să-ți dea ceva ce ei credeau că e a lor. Dacă luptam, dimpotrivă, cu Anglia, Franța și alături de Anglia, Franța și Rusia, atunci primeam Transilvania și cu Bucovina, că să zicem că îi băteam pe germani și pe austro-ungari, dar nu puteam primi Basarabia, că dacă erai în alianță cu Rusia, nu puteai cere Basarabia. De aceea, aproape că a fost o minune ce s-a întâmplat pentru România în 918, că toate provinciile românești mari și importante, că au rămas români și atunci în afară, s-au întregit. De aceea, îngăduiți-mi să vă spun că a fost un act de dreptate istorică, dar foarte greu de realizat. Și mai vreau să adaug un lucru, pentru că suntem aici în America. Toată unirea noastră, aceasta îndelungată, care s-a făcut de-a lungul zecilor, dacă nu sutelor de ani, și pregătirea ei de dinainte, și consolidarea ei după primul război mondial, s-a făcut sub semnul tuturor românilor. Adică vreau să zic și sub semnul românilor din exil și din diasporă. Erau și atunci români în exil. Erau și români în diasporă. Mulți. Și vreau să vă spun un lucru. Sărace și slabe, cred eu, că sunt popoarele care n-au diasporă. Popoarele mării s-au răzlețit prin lume în cele patru vânturi, dar n-au pierit niciodată. Dimpotrivă s-au întărit. Întrebați-i pe confrații dumneavoastră irlandezi de aici din America și vă vor spune că mai mulți irlandezi trăiesc în afara Irlandei decât în Republica Irlanda. Și Dumnezeu a lăsat Irlanda ca pe o pajiște verde iubită de El să existe în continuare. Prin urmare, în acele vremuri grele din 916, 17, 18, 19, 20, până la Conferința Păcii, românii de la Paris, de la Londra, de la Roma, de la New York sau de la Cleveland, din Pittsburgh sau din Chicago, au pus umărul la unirea tuturor românilor din țară, pentru că acolo le erau neamurile cele vii, dar și neamurile cele înveșnicite. Unde le trăiau părinții și unde le odihneau moșii cei osteniți, osteniți de coasă și de seceră, de ploaie, de vânt, de bocete, câteodată de blesteme că omul e păcătos, dar și de doine legănate. De aceea revin la vorbele lui Mihail Cogălnicianu. În facerea unirii ne-au ajutat multe împrejurări și ne-a făcut-o Dumnezeu. Dar fără subiectul care se cheamă poporul român, unirea aceasta n-avea niciun sens. De aceea, revin la vorba lui Cogălnicianu, unirea națiunea a făcut-o. E vorba de națiunea noastră de oricând și de oriunde. Unirea i-a unit pe români în formele ei de manifestare ale vieții cotidiene, dar i-a unit și într-o veșnicie, într-un fel, căci țara, România asta formată din mai multe țări, și din țara Făgărașului, și din țara de sus, și din țara Hațegului, și din țara Câmpulungului, și din țara Loviștei, România asta formată din țări, nu e ca o pâine, să poată lua fiecare din ea câte o felie și să plece, cum au crezut unii, și-au luat feliile. Iată că feliile s-au întors. Țara asta, cred, că e ca un templu în care trebuie să aducem ceva, în primul rând jertfă, ca să ne putem bucura cu toții. De acest adăpost al nostru, care ne ține, ne menține, ne susține, ne organizează și câteodată ne e și scut atunci când vrajba noastră
nu-i prea mare. De aceea, în acest an al centenarului și fiind aici cu dumneavoastră, eu nădăjduiesc că bunătatea și iubirea vor învinge răutatea și vrajba. Și atunci, când se va împlini acest lucru, căci fără speranță bună viața n-are niciun rost, ce frumos se vor rândui toate din trecut și din prezent pentru a ne putea face un viitor, nu pentru noi, pentru copilașii care au cântat așa de frumos și care vor mai cânta. Și cum vor înceta vrajbele și cum se va potoli furtuna exact ca în acel an de grație, 918, când Lucian Blaga plănuia poemele luminii, o lumină mare care s-a revărsat atunci peste suflete, peste credincioși și peste țară. Și câtă alinare ne-a adus acel an. Și cât de bine vor înțelege atunci fiii, nepoții, că tații și bunicii, moșii și strămoșii s-au dus în altă lume mai devreme decât trebuia, ca să ne facă nouă acest adăpost frumos numit România. Și ce binecuvântare se va revărsa atunci de la cel prea înalt peste noi, păcătoși și umili, care n-am știut să ne facem istoria nici bine, nici rău, dar am făcut-o așa cum am putut. Vă mulțumesc!